Bună ziua, dragi prieteni, bine v-am găsit la Livada Vâlcea. Numele meu este Popescu Iustin și astăzi, la inspecția prin grădină, am găsit așa ceva pe mărul pe care am avut și atacul de cicadă și sfredelitor deasupra. El a venit pe aia de aici, de sus, da? O șarpantă principală, iar acum am găsit acest clei galben și sperăm să nu am umblat la el până acum. Sperăm să nu avem din nou sfredelitor. Ia, se vede? De obicei culoarea e alta la sfredelitor, dar să vedem ce avem aici. Da. Da. A intrat altul, sau era aici deja. Vedeți? Nu prea focalizează. Canalul este făcut către în sus. Să încercăm să... Ah, l-am găsit. Este chiar aici. N-a ajuns prea departe. Un ușor. Se vede, Andrei? Da. A început să focalizeze? Ia uitați-l. Un pic. Ia uitați-l. Acum, parcă se vede ceva. Prin faptul că l-am observat la timp, el nu a făcut decât o rană minoră. Te rog frumos să-mi ții din nou. Avem la îndemână... Mi-am făcut două sârmulițe. N-am știut cât de mult a săpat. Ăsta e un avantaj pe care nu vi l-am spus la văruit, da? În momentul în care trunchiul este văruit, da? Atunci imediat vom vedea. Ia uitați. Îl vedeți? El e inamicul. L-am dat afară frumos. Așa, îl punem aici, să-l dăm la o găină, să o facem fericită. Da? Și acum, Andrei, înapoi. Mergem cu sârma, să vedem dacă canalul este și mai sus, să nu mai facem rană atât de adâncă. Ia. Nu, atâta e. E superficială. Curățăm aici bine. Eu nu credeam că o să fie sfredelitor aici, dar uite că a fost. Am pregătit sârma pentru orice eventualitate, dar, bun, lemn curat avem în toate părțile. Nu, dacă aveam canalul mare și nu reușeam să-l găsim, era făcută și o seringă cu insecticid, dar aici voi spăla cu apă și cu picul peria de sârmă. Trebuie să îi refacem varul în care vom pune, pentru că orice mică crăpătură, cum e și asta, Andrei, de puțin jos, cum e și asta, altul își va găsi cuibușorul aici. Când coaja va deveni netedă, da? Și de la cupru din var și de la văruire, da? Va deveni netedă, el nu va mai putea intra. Vedem doi lăstăruși, așa au dat pe toți pomișorii mei, din cauza cuprului, în băierii pe care am făcut-o în primăvară de vreme și a adăugării cuprului în
varul pentru zugrăvit. Urmează să curățăm aici frumos, să facem, cred că voi umple cu mastic, da? Masticul am aici, da? Ieri l-aveam pus la îndemână, dar întrerupem să curățăm, să spălăm aici rana. Bun. Am spălat frumos. Și acum îi aplicăm masticul. Perfect, să fie sigilat perfect. Și se va vindeca foarte frumos aici. Cred că așa rămâne. Asta a fost operațiunea. Așa. Indicat ar fi să dă și pe celelalte mai micuțe. Nu mai am încă o surpriză. Cam așa. Am reușit să-l observăm la timp datorită faptului că am văzut acea pată peste var. Voi reface stratul de var în toamnă să fie tot în regulă. Cam atât am vrut să vă arăt pentru astăzi. Vă mulțumesc, la revedere. Nu uitați să accesați clopoțelul pentru a vedea și următoarele videoclipuri. Un like mi-ar fi de ajutor. Da? Vă mulțumesc, la revedere.